Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou videoclip pe canalul meu. Ei bine, din câte știți și voi, v-am zis la un moment dat că o să facem un Q&A pe canalul meu. Și da, am zis că trebuie până la urmă să-l facem. Pe fundal aveți melodia lui Oh My Fucking God, Hello, One Hour, mă rog, e o oră, atât de lungă e melodia, mă rog. Au mărit-o ăștia, mă rog. Din câte puteți vedea pe fundal este o imagine pe care scrie Q&A cu domnul ProLaser, da? Pentru că din câte știți și voi, când aveam foarte puțini abonați, adică, na, aveam mai puțini abonați, vă filmam pur și simplu întrebările, pe mine mă durea undeva, treceam la videoclipul, la infovideoul în care vă ziceam că fac un Q&A și vă filmam pur și simplu întrebările, dar ei, de data asta nu mai facem așa. Pentru că, având în vedere că al meu canal se dezvoltă și crește și crește și crește, în fiecare zi creștem și chiar mă bucur asta, a zis că trebuie să ne modernizăm și noi, bă, fraților, și, na, din cauza asta. Hai să citim întrebările. Dan Dănuț, câți ani ai? 14 ani, seria de survival o țină până în secolul 23. Păi eu sper asta, pentru că sincer mă bazez foarte mult pe aia. Care e cel mai activ abonat, care e cel mai activ și cel mai favorit abonat al tău? Bă, pentru mine, având în vedere că sunteți abonați la mine și că vă place treaba pe care o fac și că vă uitați la videoclipurile mele și că vă place contentul meu, pentru mine sunteți ca un fel de prieteni. Acum, nu pot să fac un fel de diferență dintre voi, deși, na, acum vă dați seama că nu o să zic că cel mai tare abonat al meu, favoritul meu e unul care n-a mai venit de când aveam 30 de abonați, nu. Dar pentru mine mă încântă faptul că încă vă uitați la mine și că vă place ceea ce fac. Ce vei face la 1000 de abonați? Băi, eu aveam chef să fac un face reveal, doar că s-ar putea să fac un face reveal săptămâna asta, pentru că o să fac un live stream vinerea asta la ora 20-21 pe acolo, pentru că vreau să-mi dea raid the link și dacă o să-mi dea raid voi fi obligat să fac facecam și da. Adrian Teo, când ești născut 24 martie 2002, componentele PC-ului tău, bă, nu stau acum să le număr pe filmare, ai găini? Nu, are mamaia. Ce părere ai despre hateri? Păi există două tipuri de hateri, haterii proști și haterii inteligenți. Haterii proști sunt cei care vin la tine pe canal și zic, bă, îți dau dislike pentru că o sugi sau pentru că ești prost, îți dau dislike. Iar haterii inteligenți sunt ceva gen, bă, la minutul 8 și 17 a venit măta la tine în cameră și s-a auzit și din cauza asta îți dau dislike pentru că ai pus episodul pe YouTube, nu puteai și tu măcar să tai partea aia din filmare sau ceva de genul, cum aș putea eu să-ți dau like, știi? Deci ăștia sunt hateri inteligenți. Acum, eu n-am avut parte de foarte mulți hateri. Singurii oameni care îmi sunt hateri, care, na, sunt mai diferiți așa printre toți oamenii de pe pământ, sunt foștii mei colegi care mă iubesc. Și sincer, eu chiar într-un fel mă bucur că i-am făcut să fie ceva gen, intru pe calculatoria să vedem ce mai postează ProLaser, hai să-i dau dislike. Vă dați seama ce viață au ăia, vă dați seama ce le-am făcut ălora, deci mă bucur totuși că dacă tot am plecat de la școala aia, de la fosta școală, măcar mi-am pus amprenta, frate, dar mi-am pus-o cu totul acolo, deci le-am făcut, deci le-am dat o tumoare în ei, deci mi-am pus amprenta acolo și încă nu mă pot uita, deci pe bune, încă nu mă pot uita să-mi bat piciorul. Eu din prima zi cum am ajuns la noua școală, cred că dacă mai țin aminte jumătate din clasa aia era bine, deci da, deci mă bucur că mi-am pus amprenta acolo. Măcar n-o să mor, gen să cred că nu m-a știut nimeni. Pizza sau shawarma? Pizza. Ai câine? Da, am un câine mascul, se numește Star. De când a venit ziua mea, adică de pe 24 martie anul ăsta. Te crezi superior printre alți youtuberi cu mai puțini abonați? Băi, depinde la ce te referi. Adică, cu mai puțini abonați, adică dacă mă laud în fața altora că eu am 800 de abonați, nu mă laud. Pentru că pentru alți youtuberi 800 de abonați nu înseamnă nimic. Gen pentru ăștia mari, gen Rafael, Max și altele, Max Infinite, I Hate Pink, nu înseamnă nimica. Dar dacă e să vină cineva cu vreo 50 de abonați la mine să vrea să filmăm împreună ca să-i dau eu abonați și el filmează cu mine ca să ia el abonați, știi? Nu neapărat pentru că e un abonat activ la mine. Nu, pentru că am o grămadă de abonați. Eu nu vreau să filmez cu el. Deci, da, ai face un face reveal la 1000 de abonați, am zis, Ionuț26 YouTube, câți ani ai, 14, ai iubită, ai cea mai lovit la sufletel, bă, n-am, ce vei face la suma de 100.000 de abonați, ne vedem în 2020 cu suma aia. Locuiești la țară sau la oraș? La oraș. Și pun telefonul Wiko Lenny Pro pentru gaming pe Android?
Păi habar n-am, frate, eu nu filmez pe Android, eu filmez pe PC. Eu fac gaming cu el. Păi și atunci de ce ai mai întrebat? Îmi vei face o promovare fiindcă nu am abonați activ. Bă, nu cred că mai fac promovări. De simplu anonim. Ce mai faci? Mai faci un CMP? Când mai faci live, mă rog. O să mai fac live vinerea asta. Dacă mai fac CMP, păi sunt deja în două CMP-uri, nu cred că mai fac încă unul. La ce YouTuber te uiți români? Max Sheltele, e preferatul meu, Shelly, Max Infinite, I Hate Pink, mă mai uitam la el, eram cel mai mare abonat, cel mai mare fan al lui I Hate Pink odată și, adică îmi plăcea treaba pe care o făcea, dar de când cu I Hate Pink reacționează la nu prea m-am mai uitat atât de mult. Nu știu, motive, nu mi le spun acum. Ok, Sanimon Perle, ai animal de companie? Da, un câine. La ce YouTuber te uiți des? Am zis Adinea, orice muzică asculti? Rap, frate, deci Beauty Mafia, Paraziți, Eminem, Snoop Dogg, bagă-i pe toți acolo. Te joci Clash of Clans? Nu. Panda, faci facecam? O să fac probabil vinerea asta dacă e să-mi dea dacă e să-mi dea The Link Ride. Ionuț Dinu, câți ani ai? 14, ai iubită? Nu. Ce-ai face la 1000 de abonați? Vedem noi. Vedem noi dacă merge planul meu vinerea asta și probabil și următoarea și următoarea, pentru că vreau în fiecare vineri să îmi cer norocul cu The Link. Care e jocul tău preferat? Hearthstone. Ce ar trebui să facem pentru promovare? Bun venit pe canal. Faci o serie de mitosis? Bun venit pe canal. Panda iarăși m-a întrebat melodia. Păi, melodia de la videoclipul acela, de infovideo, era Kevin MacLeod, Sneaky Snitch. Iar de la videoclipul ăsta e Oh My Fucking God, Hello. One hour. Ok, mă rog, e două ore. Da, cam asta am avut eu de spus și în acest episod. Nu uitați să vă abonați, să distribuiți canalul și la alte persoane dacă vă place ceea ce fac și dacă vreți să continui cu episoade zilnice. Noi ne vedem data viitoare, eu am fost ProLaser, v-am salutat pe toți, salutări!